La știrile Bucovina TV alături de noi se află jurnalistul Mihai Chira. Bine ai venit! Bine te-am regăsit, Oana! Vești bune, nu? Adică vor fi lucruri bune, nu? Uit la tine și nu știu dacă da sau nu. Da, nu m-am bronzat, încă bate vântul asta. Se vede la mine un pic că se păruș. Am fost pe roșu la față, Doamne, ferește, spun prostii. Azi sunt pe galben-albastru, da? Nu sunt pe roșu. Da, am fost la pescuit, sâmbătă, cu frățiorul meu, la pescuit. La ce vântoază a fost, numai pescuit nu era ăla. Ne-am apucat noi acolo de la... Pescuiește la pere, na, pur, la ce poți să pescuiești dimineața liniște. La ora așa. Și dimineața... Liniște. Dacă... Liniște. Dimineața pe răcoarea aia nu poți să beri simplă, că nu merge berea pe sec așa, numai pescuit, cu aditiv. Nu se pune și în motorină, ca să fie treaba bună. A, la un 12, când am numărat, nu învățam, și uite, știi tu cum... Nu vreau să nu mă dezbrăca un pic să vedeți, dar uite așa numai pentru cei la tine astăzi, roșu numai până aici. Că la tricou, știi cum e când o pești de dimineață? Da, despre ce vești vorba, doamna Oana? Păi, ca să dumneavoastră. Dumneavoastră. Două vești bune astăzi. Nu știu dacă neapărat bune în sensul așa, dar sunt lucrurile se pun în mișcare. În ce sens? Am să iau cu președintele Consiliului Județean, a fost astăzi la Agenția de Nord-Est, agenția, instituția de care... Dezvoltare de dezvoltare. De dezvoltare, așa, totdeauna, știu, femeile mai bine decât bărbații, e fata cu banii, ca să ne înțelegi, că agenția, nu e agenție, două agenții. Așa. Deci, fata cu banii de la Iași, e la Iași sau la Bacău, așa. E, ce se întâmplă? Domnul Flutur vrea o sumă de bani destul de importantă, din ce mi-am dat seama, pentru consolidarea cetății de scaun. Hai să spui ce consolidare, că decât abia acum de s-a făcut, acum câțiva ani de zile, da, a fost consolidată, dar zidurile de exterior ale cetății, din partea dinspre est, sud-est cumva și vest, treaba nu e foarte interesantă, sunt niște găuri, eu am fost acolo, am văzut, mari. Oana, mari, adică cade pe o suprafață, nu poți cuprinde cu ambele brațe gaură, atât de mare. Și mă bucur că domnul Flutur a înțeles necesitatea și obligativitatea intervenției rapide, cum ar spune în termeni, cum să zic eu, administrativ, cu celeritate. Și dacă va prinde niște bani, s-ar putea să salvăm cetatea. Tu să spună lumea, bă, Chira, ești nebun, cum salvăm cetatea? Cetatea chiar este într-un real pericol. Sunt bucăți din zid care chiar sunt într-un real pericol să se ducă cu totul. Pentru că odată ce ai perforat exteriorul, la fiecare îngheț, acolo se scavează pe interior, se macină, e praf și pulbere. O iei de la capăt. A doua veste bună e că, bun, de-aia zic, prefectul județului, domnul Alexandru Moldovan, a anunțat o monitorizare la sânge a tuturor podurilor medii, mari și foarte mari din județul Suceava. După povestea de la Luțca, de la Neamț, în care podul a căzut, au început și ai noștri să-și pună niște întrebări. Ai noștri din toate județele. Ai noștri din toate județele. Toți ai noștri din administrații. Vreau să spun că în județul Suceava, dragă Oana, cred că, în momentul de față, sper să nu greșesc. Dacă, Doamne ferește, greșesc, îmi cer scuze de la Consiliul Județean și de la Prefectură, sper să nu greșesc. Cred că sunt vreo 6 poduri, 6. Cu risc? Nu cu risc. Care au fost construite acum 100 de ani și pentru care au venit deja la Consiliul Județean și la Prefectură adrese din partea construcției și nu glumesc, că au trecut 100 de ani și că ar fi bine să intervină asupra lor, că au cam ieșit din garanții. Bun, și băieții la Luțca care... se intervenise. Adică era... Da, corect. La noi e mai grav. La noi de ce e mai grav? Pentru că nu s-a intervenit deloc. Acum, într-un fel sau altul, la Luțca, nu știu dacă intervenția a fost aia de natură a genera tragedia. Prăpădu. Că doar 2 mașini și un singur rănit ușor. E, crede-mă, e apă de ploaie la ce potențial are România în materie de tragedii. Dar... eu cred că ar trebui de intervenit nu rapid în județul Suceava. Noi am fost sub o bună parte din județul Suceava am fost sub Austro-Ungari. Atunci s-a creat o bună parte, ca să nu spun undeva la spre 60-70% din infrastructura rutieră a județului Suceava, actuala infrastructură a județului Suceava. Cred că trebuie foarte rapid de verificat și de dat un verdict referitor la cât mai rezistă și cât nu mai rezistă. Inginerii structuriști sunt, avem ingineri structuriști în momentul de față, știm cu ce se mănâncă, nu putem spune că nu avem expertiza. Know-how, vezi cum vorbesc în termeni de ăștia frumoși. Nu se poate spune că nu avem expertiză, nu se poate spune că nu ne pricepem să evaluăm.
ar trebui să, să fie o comisie și domnul prefect anunța că s-a înființat deja o comisie și de urgență, la modul că, cum îți spun eu, acum 5 ani trebuie începută, dai bună și azi. De urgență. De ce? Clima s-a schimbat. Azi dimineața erau 12 grade, 11 grade. Ieri seară erau 28. Da? Mai facem de multe ori transferul ăsta de căldură, lucrurile nu vor rămâne chiar așa. A intervenit apa, umezeala, vântul, soarele, ce vrei tu. Păi apar mișcările tectonice dispărute exact. Din cauza secetei excesive, nu la noi, în Italia. Și în Irak, și în Italia, ai văzut că este o zonă în Italia care a limitat aprovizionarea cu apă a oamenilor, da. Pe timpul nopții nu au apă deloc și ziua așa mai cu găletușa. La noi e bine. La noi e bine, la noi e bunuțul. Dar trebuie luat totul în calcul. Foarte mare atenție, foarte mare atenție. Domnul Flutur, am văzut că a înțeles mesajul pe care l-am transmis și eu prin mass media referitor la ce se întâmplă la cetate. Văd că și domnul prefect, știi, n-aș vrea să mă încep să aplaud înainte să întâmple ceva bun, dar acum sunt de aplaudat și felicit că au înțeles și că fac ceea ce trebuie. Dacă se va și materializa refacerea cetății de scaun și repararea podurilor, sunt foarte multe poduri în Suceavana care sunt distruse și sunt la limit, așa scârpite de până an pe altul, dacă se vor întâmpla aceste lucruri, încă e de trăit în județul ăsta mulți ani, din perspectivă rutieră. Îți mulțumesc pentru prezență, te aștept mâine la știri.